Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar. Ne revedem din nou. Astăzi, la educație pentru cetățenie democratică, ne vom opri asupra regimului politic-democratic. O resursă pentru clasa a șaptea. Democrația este regimul politic în care puterea aparține cetățenilor. Sunt cunoscute două forme ale democrației. Democrația directă a fost întâlnită în antichitate în orașul stat Atena. Aici, toți cetățenii puteau participa la discutarea problemelor cetății, iar deciziile erau luate prin votul majorității. Astăzi, datorită numărului mare de cetățeni și a imposibilității unei democrații directe, democrațiile sunt reprezentative, adică puterea este exercitată prin intermediul reprezentanților aleși prin vot universal și nu în mod direct prin participarea tuturor cetățenilor, așa cum se întâmpla în antichitate. Regimul politic democratic se caracterizează prin suveranitatea poporului, adică puterea aparține poporului, prin separarea puterilor în stat. Într-un stat democratic există trei puteri. Puterea legislativă reprezentată de parlament, puterea executivă reprezentată de guvern, iar puterea judecătorească este reprezentată de totalitatea instanțelor judecătorești. Regimul politic democratic este caracterizat de votul universal. Guvernarea este reprezentativă, asigurată de reprezentanții aleși prin vot universal. Pluralismul politic se referă la existența mai multor partide politice, iar drepturile și libertățile cetățenilor sunt garantate de Constituția României. La baza principiilor democratice stau o serie de valori precum libertatea, dreptatea, egalitatea, toleranța, solidaritatea. Continuă și tu cu alte valorele democrației. Notează-le pe tablă. Puteți opri înregistrarea pentru a identifica avantajele și dezavantajele celor două forme ale democrației. Democrația directă are ca avantaj participarea directă a cetățenilor, iar ca dezavantaj varietatea opiniilor. Menționează și tu un avantaj și un dezavantaj al democrației directe. Scrieți răspunsurile pe tablă. Democrația reprezentativă are ca avantaj stabilitatea politică, iar ca dezavantaj varietatea de lideri. Completează și pentru democrația reprezentativă un avantaj și un dezavantaj. Foarte bine. Haideți să vedem cum funcționează democrația. Cetățenii își aleg reprezentanții. Reprezentanții în Parlament dezbat problemele comunității, propun legi sau persoane pentru ocuparea unor funcții importante. Activitatea reprezentanților este prezentată de mass media, care la rândul ei oferă informații, opinii, organizează dezbateri publice și astfel se formează opinia publică. Reprezentanții Iau acte de opinia publică, se sfătuiesc și vin cu argumente în favoarea deciziei finale, precum votarea unei anumite legi. În funcție de deciziile luate, reprezentanții pot fi din nou aleși sau nu la următoarele alegeri. Dacă sunt mulțumiți de reprezentanți, cetățenii le pot încredința din nou un mandat și puterea de a-i prezenta pe o anumită perioadă de timp. Odată aleși, avem așteptări de la reprezentanți. Haideți să vedem dacă viețile voastre sunt influențate de guvern. Priviți următoarele situații. Copiii la școală poartă mască. Copiii care rămân acasă pot să-și desfășoare orele online. Dacă se îmbolnăvesc, copiii merg la spital și primesc îngrijiri medicale. În funcție de rezultatele obținute, o parte dintre elevi primesc bursă, iar toți copiii primesc alocație. În timpul liber, copiii pot merge cu prietenii, familia, în parc să se joace. Observăm că situațiile prezentate sunt influențate de deciziile luate la nivel național. V-ați întrebat vreodată în ce măsură viețile voastre sunt influențate de Guvernul României? Vă propun să scrieți o poveste. Vă împărțiți în grupe de 4-5 elevi. Fiecare membru al echipei va scrie povestea unei zile din viața lui în care veți menționa unde ați mers, ce ați mâncat, ce ați văzut, ce ați spus, ce ați făcut sau ce ați învățat în acea zi. Citiți-vă poveștile. Ce acțiuni comune ați identificat la nivelul echipei voastre? Scrieți aceste aspecte comune și evidențiați-le doar pe cele care au fost influențate de guvern, incluzând conducerea la nivel național, regional sau local. Care dintre aceste acțiuni influențate de guvern ar trebui să se schimbe în opinia voastră? De ce? Argumentați-vă răspunsul. Fiecare echipă va desemna o persoană care va prezenta aspectele influențate de guvern, ce credeți voi că trebuie să se schimbe? Iar pe o foaie de flipchart veți nota argumentele. Celelalte echipe, în acest timp, se pot gândi la alte argumente potrivite v-ați descurcat minunat. Pe curând!